Bine m-am regăsit azi din nou termodinamică. Să vedem întâi răspunsul la întrebarea de data trecută. Întrebarea se poate formula pe scurt astfel. De ce nu se întâmplă niciodată ca aerul dintr-o cameră să se adune tot în jumătate de cameră și în cealaltă jumătate să rămână vid? Dacă n-ați văzut episodul anterior, atunci poate că vă puneți întrebarea: de ce s-ar întâmpla așa ceva? Pentru că, așa cum am arătat în episodul anterior, atunci când avem puține molecule, acest lucru se întâmplă din când în când. De pildă, dacă am 4 molecule și mă uit din când în când în cameră, uneori voi vedea că toate 4 sunt în jumătatea din stânga, alteori toate 4 sunt în jumătatea din dreapta. Se mai întâmplă și asta. Dar de ce nu se întâmplă când vorbim despre aerul dintr-o cameră? Așa că întrebarea s-ar putea formula și altfel. De ce acest lucru se întâmplă dacă sunt puține molecule și nu se întâmplă dacă sunt multe? Ei bine, poate părea de necrezut, dar singurul lucru care împiedică acest fenomen să se întâmple este probabilitatea lui. Este șansa lui foarte mică de a se întâmpla. Să vedem de ce. Să presupunem că în cameră avem o singură moleculă și să notăm numărul de molecule cu N mare. Deci N mare este egal cu 1, avem o singură moleculă. Câte stări posibile, stări în legătură cu faptul că am împărțit camera în două jumătăți, câte stări putem avea? Păi molecula este sau în stânga sau în dreapta, asta e tot. Înseamnă că numărul de stări, și să notăm acest număr cu S, este 2. Dintre acestea, câte sunt favorabile, adică în câte din aceste stări, toate moleculele se găsesc în jumătate de cameră? Păi în amândouă, pentru că având o singură moleculă, ea înseamnă toate. Deci tot timpul sunt toate, fie în stânga, fie în dreapta. Deci în acest caz, numărul de stări favorabile este 2. Și atunci probabilitatea pe 1 să o notăm înseamnă că este numărul de stări favorabile supra numărul total de stări, supra 2, adică este egală cu 1 sau 100%. Deci dacă am o singură moleculă, probabilitatea că atunci când deschid ușa și mă uit în cameră să găsesc toate moleculele din cameră în jumătate de cameră este 100%. Pentru că molecula este fie în stânga, fie în dreapta. Nu poate să fie în ambele jumătăți odată. Dacă N este 2, adică am 2 molecule în cameră, atunci am câte stări? Păi să dăm nume moleculelor A și B. Am A în stânga, B în dreapta, A în dreapta, B în stânga, amândouă în stânga, amândouă în dreapta. Am 4 stări posibile. S este egal cu 4. Numărul de stări favorabile este tot 2, este întotdeauna 2. Fie sunt toate în stânga, fie sunt toate în dreapta. Deci probabilitatea în acest caz, să o notăm cu P2, este 2 supra 4, adică 0,5 sau 50%. Dacă avem 3 molecule, N este egal cu 3. Să numărăm stările. A în stânga, BC în dreapta. A în dreapta, BC în stânga. B în stânga, AC în dreapta. B în dreapta, AC în stânga. C în stânga și AB în dreapta. C în dreapta și AB în stânga. Și toate în stânga, toate în dreapta. Deci avem 8 stări posibile. În timp ce numărul stărilor favorabile este tot 2. Și atunci probabilitatea P3 va fi 2 supra 8, care înseamnă 1 pe 4, 0,25 sau 25%. Acum să încercăm să găsim o formulă pentru calculul probabilității ca toate moleculele să fie la un moment dat în jumătate de cameră. Păi la numărător am tot timpul 2. Deci înseamnă că probabilitatea pentru N molecule va fi de forma 2 supra. La numitor am, în cazul în care am N egal cu 1, 2. Dacă N este 2, am 4. Dacă N este 3, am 8. Și trebuie să observ că
2 este 2 la puterea 1-a, 4 este 2 la puterea 2-a, 8 este 2 la puterea a 3-a, ceea ce înseamnă că la numitor am 2 la puterea n. Și am această formulă care îmi permite să calculez care este probabilitatea ca atunci când deschid ușa la cameră să găsesc toate moleculele din cameră în jumătate de cameră în funcție de numărul total de molecule, numărul n mare. Acum pot să calculez probabilitatea și pentru alt număr de molecule. De exemplu, dacă n este 4, 2 la 4 este 16, va fi 2 supra 16, adică va fi 12,5%. Dacă n este 10, atunci 2 la puterea a 10-a este 1024 și înseamnă că în acest caz probabilitatea va fi 2 pe 1024, aproximativ 1 pe 500. Deci probabilitatea este 1 la 500 deja când am numărul de molecule egal cu 10. Adică trebuie să deschid de vreo 500 de ori ușa la cameră pentru ca odată să se întâmple ca toate cele 10 molecule să fie în jumătatea din stânga, fie în jumătatea din dreapta. Deja probabilitatea a scăzut foarte mult. Iar dacă n este 100, atunci 2 la puterea 100 este numărul pe care îl vedeți acum. Este un număr imens, ceea ce înseamnă că probabilitatea, fiind 2 supra acest număr, este deja aproape 0. Este deja foarte aproape de 0. Deci când am 100 de molecule, probabilitatea să le găsesc pe toate în jumătate de cameră este deja extraordinar de mică. Dar într-o cameră nu sunt 100 de molecule, nici 1000, nici 1 milion, nici 1 miliard. Într-o cameră, în condiții normale de presiune și temperatură, avem miliarde de miliarde de miliarde de molecule. Și nu spun asta doar ca să spun un număr care pare foarte mare. Chiar ăsta e ordinul de mărime. Într-o cameră, în condiții normale de presiune și temperatură, avem miliarde de miliarde de miliarde de molecule. Asta înseamnă că, dacă vreau să calculez probabilitatea ca toate să fie la un moment dat în jumătate de cameră, trebuie să calculez 2 la puterea miliarde de miliarde de miliarde, ceea ce calculatoarele noastre de acasă nici măcar nu pot să facă. Deci probabilitatea ca să se întâmple acest fenomen este atât de mică încât nu trebuie să fim îngrijorați că s-ar putea întâmpla fenomenul respectiv. Dar dacă totuși gândiți în felul următor, că bine, dar totuși probabilitatea asta există și acest lucru vă îngrijorează, atunci vă propun să vă gândiți la următoarea întrebare. Dacă v-ar spune cineva că există un om care de când era copil și până acum, în fiecare săptămână, ghicește numerele la loto din 6 din 49, deci câștigă premiul cel mare în fiecare săptămână. Săptămână după săptămână, de când era copil și până acum când a ajuns la maturitate. Ați crede această poveste? Sunt absolut convins că ați spune asta este imposibil. Ei bine, probabilitatea ca toate moleculele dintr-o cameră să se adune în jumătate de cameră la un moment dat este mult mai mică decât probabilitatea ca o persoană să câștige toată viața, săptămână de săptămână, premiul cel mare la loto. Și acum să trecem la rezolvarea problemei de data trecută. Să ne amintim întâi textul problemei. Un gaz închis într-un cilindru cu piston are temperatura T-1 0 grade Celsius. El suferă o transformare în care presiunea și volumul sunt direct proporționale, iar volumul crește de n ori. La sfârșitul transformării, temperatura gazului este T-2 2184 de grade Celsius. Și întrebarea este, cât este n? Am scris datele problemei pe tablă. Temperatura inițială 0 grade Celsius, temperatura finală 2184 grade Celsius,
problema ne mai spune că presiunea este direct proporțională cu volumul și că volumul crește de n ori, ceea ce înseamnă că putem scrie V2 este n înmulțit cu V1. Și întrebarea este, așa cum am mai spus, ce valoare are n, cât este n. Să notăm parametrii celor două stări cu indicii 1 respectiv 2, adică în starea întâi avem presiunea P1, volumul V1, temperatura T mare 1. Iar în starea a doua avem presiunea P2, volumul V2, temperatura T2. Dar știm deja că V2 este N înmulțit cu V1. Așa spune problema. Și pentru că problema mai spune și că presiunea și volumul sunt direct proporționale, înseamnă că dacă volumul a crescut de N ori, atunci și presiunea trebuie să fi crescut tot de N ori. Deci știm și că P2 este N ori P1. Și acum, înseamnă că avem o transformare generală, pentru că s-a schimbat și presiunea, și volumul, și temperatura, și atunci putem folosi, ca să rezolvăm problema, ecuația Clapeyron-Mendeleev, care spune că P1 ori V1 supra T1 este egal cu P2 ori V2 supra T2. Dar avem deja niște relații pentru P2 și V2. Și atunci putem scrie așa. P1 ori V1 supra T1 este egal cu P2 este N ori P1, V2 este N ori V1 și înseamnă că voi avea N pătrat ori P1 ori V1 supra T2. Iar această ecuație se poate acum împărți la produsul P1 ori V1 și găsim că N pătrat are din această proporție valoarea T2 supra T1. Pentru că în această ecuație temperaturile sunt în scara absolută de temperatură, trebuie să transform în datele problemei. Aici voi avea 273 Kelvin și aici, dacă adun de asemenea 273, voi avea 3 cu 4, 7, 7 cu 8, 15, 2 cu 1, 3 și cu 1, 4, 2457 Kelvin. Și acum îl pot calcula pe N pătrat. N pătrat va fi 2457 Kelvin supra 273 Kelvin. Și acest raport, dacă faceți calculul, veți vedea că este egal cu 9. Deci N pătrat este 9, ceea ce înseamnă că N este 3. Și ceea ce mai înseamnă că în această transformare despre care vorbește problema, atât presiunea cât și volumul au crescut de câte 3 ori. Să mergem mai departe. În întrebarea de azi este vorba despre două căni cu cafea. Două căni identice conțin aceeași cantitate de cafea, la aceeași temperatură, temperatură ridicată, amândouă cafelele sunt fierbinți, tocmai au fost preparate. Și facem următorul lucru. În cana A punem acum, de la început, zahăr și frișcă. Apoi așteptăm 10 minute, să spunem, ca să se mai răcească cele două cafele și după ce au trecut 10 minute, punem aceeași cantitate de zahăr, aceeași cantitate de frișcă în cana B. Și întrebarea este, după ce am pus cafeaua și frișca în cafeaua B, care dintre cele două căni are temperatura mai ridicată? Să mergem mai departe.
La partea de rezolvare a problemelor, m-am gândit să vă reamintesc cum se calculează masa molară medie în cazul amestecurilor de gaze. Pentru că, de multe ori, la rezolvarea problemelor avem amestecuri de gaze și avem nevoie de masa molară medie ca să facem diferite calcule necesare pentru rezolvarea problemelor respective. Și m-am gândit să facem acest lucru în 6 cazuri diferite și, după cum vedeți, primul caz este cel în care cunoaștem numărul de moli din fiecare gaz. Să vedem în acest caz cum calculăm masa molară medie. Cunoaștem, deci, următorul lucru, că avem μ1 moli dintr-un gaz care are masa molară μ1, avem μ2 moli dintr-un gaz care are masa molară μ2, avem μ3 numărul de moli dintr-un gaz care are masa molară μ3 și așa mai departe, dacă sunt mai multe. Cum putem calcula masa molară medie? Păi cunoaștem că masa unui gaz se poate calcula înmulțind numărul de moli din gazul respectiv cu masa molară a gazului respectiv. Ceea ce înseamnă că masa molară se poate calcula ca fiind raportul dintre masa gazului și numărul de moli. Exact plecând de aici, putem să folosim ceea ce știm ca să calculăm masa molară medie. Și anume, masa molară medie va fi, la numărător trebuie să am masa totală, adică M1 plus M2 plus M3 plus așa mai departe, dacă sunt mai multe gaze în amestec, supra numărul total de moli, adică μ1 plus μ2 plus μ3 plus așa mai departe. Dar fiecare masă se poate exprima prin acest produs. Și atunci masa molară medie va fi μ1 ori μ1 plus μ2 ori μ2 plus μ3 ori μ3 plus așa mai departe supra μ1 plus μ2 plus μ3 plus așa mai departe. Și aceasta este relația cu care putem calcula masa molară medie a unui amestec de gaze atunci când cunoaștem câți moli avem din fiecare gaz. Aceasta este relația. Acum să vedem în cazul al doilea, adică atunci când cunoaștem procentajele molare ale gazelor. Pentru aceasta trebuie doar să luăm formula pe care am dedus-o mai înainte și să o scriem un pic altfel. Și anume, masa molară medie se poate scrie μ1 supra μ1 plus μ2 plus μ3 plus așa mai departe, totul înmulțit cu μ1 plus μ2 supra μ1 plus μ2 plus μ3 plus așa mai departe, înmulțit cu masa molară 2 plus așa mai departe. Deci această relație de mai înainte se poate scrie sub această formă. Dar aceste rapoarte sunt, de fapt, procentajele molare ale gazelor. Să le notăm cu P1, P2 și așa mai departe. Și atunci, masa molară medie, în acest caz, va fi procentajul P1 ori μ1 plus procentajul P2 ori μ2 plus procentajul P3 ori μ3 plus așa mai departe. Și aceasta este formula pe care putem calcula pentru a găsi masa molară medie a amestecului în cazul în care cunoaștem procentajele molare. Cât la sută din numărul total de moli reprezintă numărul de moli ai fiecărui gaz din amestec. Și acum, care e formula în cazul în care cunoaștem volumul fiecărui gaz, cazul al treilea. Pornim tot de la relația pe care am dedus-o, care ne permite să calculăm masa molară medie când cunoaștem numărul de moli din fiecare gaz. Și volumul unui gaz știm că se poate calcula cu formula numărul de moli înmulțit cu volumul molar. Ceea ce înseamnă că numărul de moli care apare de atâtea ori acolo în formula dedusă se poate scrie V
supra volumul molar. Ceea ce înseamnă că fiecare număr de mol de acolo se poate scrie folosind această relație. De exemplu, μ1 se poate scrie V1 supra volumul molar, μ2 V2 supra volumul molar și așa mai departe. Și dacă în final înmulțim termen cu termen toți termenii și de la numărător și de la numitor cu volumul molar, vor rămâne doar volumele. Și atunci masa molară medie, în cazul acesta, se poate calcula cu formula V1 ori μ1 plus V2 ori μ2 plus V3 ori μ3 plus așa mai departe, supra V1 plus V2 plus V3 plus așa mai departe. Deci, în cazul în care cunoaștem volumul corespunzător fiecărui gaz din amestec, masa molară medie se poate calcula cu această formulă. Dacă cunoaștem procentajele volumetrice, atunci, urmând un raționament identic cu cel pe care l-am făcut în al doilea caz, adică atunci când cunoșteam procentajele molare ale gazelor, și aici putem arăta că această relație se poate scrie V1 supra V1 plus V2 plus V3 plus așa mai departe, totul ori μ1 plus V2 supra suma volumelor totul ori μ2 și așa mai departe. Și observăm că aceste rapoarte, V1 supra suma volumelor, V2 supra suma volumelor și așa mai departe, sunt de fapt procentajele volumetrice. Și găsim în final că în acest caz masa molară medie se poate calcula cu formula procentajul de volum P1 ori μ1 plus procentajul de volum P2 ori μ2 plus procentajul de volum P3 ori μ3 plus așa mai departe. Acum să vedem cum calculăm masa molară medie când cunoaștem masa fiecărui gaz din amestec. Adică știm că avem masa M1 din gazul care are masa molară μ1, avem masa M2 din gazul care are masa molară μ2, avem masa M3 din gazul care are masa molară μ3 și așa mai departe. Pornim de la aceeași relație, și anume că masa molară este masa împărțită la numărul de moli. Ceea ce înseamnă că în cazul nostru vom avea la numărător masa totală, adică M1 plus M2 plus M3 plus așa mai departe, și la numitor μ1 plus μ2 plus μ3 plus așa mai departe. Dar noi nu știm numărul de moli de data asta. Și atunci știm că masa este numărul de moli înmulțit cu masa molară, de unde numărul de moli este masa împărțită la masa molară. Și atunci masa molară medie va fi M1 plus M2 plus M3 plus așa mai departe, pe care le cunoaștem, toate aceste mase, supra μ1 este M1 supra μ1 și așa mai departe, μ2 este M2 supra μ2 plus M3 supra μ3 plus așa mai departe. Și aceasta este relația cu ajutorul căreia putem să calculăm masa molară medie atunci când cunoaștem masele tuturor gazelor din amestec. Am ajuns la ultimul caz, cel în care se cunosc procentajele de masă ale gazelor din amestec. Procentajul corespunzător, procentajul de masă corespunzător gazului pe care l-am notat cu 1 este M1 supra M. Procentajul pe 2 este M2 supra M. Procentajul pe 3 este M3 supra M. Asta înseamnă că dacă împart termen cu termen tot ce este la numărător și tot ce este la numitor la M, aici o să obțin procentajul pe 1, aici procentajul pe 2, aici procentajul pe 3 și din nou la numitor procentajul pe 1, procentajul pe 2 și așa mai departe. Și găsesc formula finală
masa molară medie în acest caz se poate calcula cu formula procentajul de masă pe 1 plus procentajul de masă pe 2 plus procentajul de masă pe 3 plus așa mai departe supra procentajul pe 1 supra mu 1 plus procentajul pe 2 supra mu 2 plus procentajul pe 3 supra mu 3 plus așa mai departe. Și avem deja și formula pentru acest caz. Și acum să vedem problema pe care vă rog să încercați să o rezolvați. În ultima parte a materialului de azi vreau să vă spun câteva lucruri puține despre principiul al doilea al termodinamicii. Primul lucru foarte important este să înțelegeți că principiul al doilea se referă la transformări ciclice. De ce sunt atât de importante transformările ciclice încât există un principiu al termodinamicii care se referă la transformările ciclice și numai la ele? Pentru că termodinamica a apărut din nevoia de a obține mașini termice, motoare termice, tot mai puternice și cu randament tot mai bun. Și orice motor termic funcționează după un ciclu, adică lucrurile se repetă în motorul termic respectiv. Dar dacă trece prin aceleași și aceleași stări, asta înseamnă lucrurile se repetă, înseamnă că variația energiei interne, delta U, pentru o transformare ciclică, trebuie să fie zero. De ce? Pentru că dacă mașina termică trece prin aceeași stare, revine periodic la aceeași stare, aceeași stare înseamnă și aceeași temperatură. Și energia internă este doar funcție de temperatură. Ceea ce înseamnă că U1 este egal cu U2 și atunci delta U, care este U2 minus U1, trebuie să fie zero. Principiul întâi al termodinamicii spune că avem următoarea relație între căldură, variația energiei interne și lucru mecanic. Și anume, Q este egal cu delta U plus L. Pentru orice transformare sau orice șir de transformări. Dar dacă delta U este 0, într-o transformare ciclică, înseamnă că avem Q egal cu L. Ei, principiul al doilea analizează această egalitate și arată că sunt trei cazuri posibile. Odată Q este egal cu L și amândouă sunt 0, apoi Q este egal cu L și amândouă sunt negative, și apoi Q este egal cu L și amândouă sunt pozitive. Cazul întâi, cazul al doilea, cazul al treilea. Ei bine, cazul întâi nu ne interesează. Dacă sistemul termodinamic nu schimbă cu noi nici căldură, nici lucru mecanic, nu îi putem găsi nicio utilizare practică. Cazul al doilea este neinteresant. De ce? Pentru că lucru mecanic negativ înseamnă că nu primesc de la sistemul termodinamic lucru mecanic, ci dimpotrivă eu efectuez lucru mecanic asupra sistemului termodinamic, în timp ce căldură negativă înseamnă că sistemul termodinamic cedează căldură. Deci am ceva căruia îi dau lucru mecanic, muncesc, efectuez lucru mecanic și acel ceva îmi dă căldură. Păi pentru asta nu-mi trebuie o mașinărie. Asta pot să fac pur și simplu prin frecare. Dacă îmi frec mâinile, lucrul mecanic se transformă în căldură. Dacă frec două bețe de lemn, pot să aprind focul pentru că lucrul mecanic se transformă în căldură. Deci cazul acesta nu ne interesează. Pe noi ne interesează cazul 3, pentru că asta înseamnă motor termic. Lucru mecanic pozitiv înseamnă că motorul efectuează lucru mecanic. Căldură pozitivă înseamnă că sistemul termodinamic, motorul, mașina termică primește căldură. Deci ce face? Transformă căldura în lucru mecanic. Dar principiul al doilea arată tocmai că
într-o transformare ciclică în care sistemul termodinamic nu face altceva decât primește căldură, el nu poate să efectueze lucru mecanic. Deci asta spune principiul al doilea. Chiar există formularea lui Thomson, pe care îl mai cunoașteți și cu numele de Lord Kelvin, care spune că într-o transformare ciclică monotermă, imediat explic ce înseamnă asta, sistemul termodinamic nu poate efectua lucru mecanic. Monotermă înseamnă că este în contact doar cu ceva de la care primește căldură. În termodinamică numim acel ceva sursa caldă. Deci, dacă un sistem termodinamic într-o transformare ciclică primește doar căldură și atât, nu cedează căldură, doar primește, nu poate efectua lucru mecanic în acea transformare ciclică. Principiul al doilea ne arată, în schimb, că o mașină termică ne poate da lucru mecanic dacă este în contact atât cu o sursă caldă de la care primește căldură, QP este căldura primită, cât și cu o sursă rece căreia îi dă căldură, care, de fapt, răcește mașina termică. Și acestei surse reci, mașina termică îi cedează căldura QC. Și doar dacă are aceste două surse, sursa caldă și sursa rece, caz în care transformarea ciclică se numește transformare ciclică bitermă, pentru că avem două temperaturi, sursa caldă are temperatura T1 și sursa rece are temperatura T2 și evident că T1 este mai mare decât T2. Deci, o mașină termică, de fapt, permite trecerea căldurii de la cald la rece prin ea, dar transformă o parte din această căldură în lucru mecanic. O parte numai din această căldură. Principiul al doilea poate fi formulat și astfel: nu putem transforma integral căldura în lucru mecanic. Dar cât lucru mecanic ne dă atunci mașina termică? Păi diferența dintre căldura primită și căldura cedată. Dar căldura cedată fiind negativă, trebuie să o iau în modul. Și atunci randamentul unei mașini termice, care este lucru mecanic supra căldura primită, de ce? Pentru că la numărător am, în cazul randamentului, ceea ce mă interesează, utilul. Ori pentru mine util este lucrul mecanic pe care îl efectuează mașina termică, iar la numitor trebuie să am tot ceea ce dau mașinii termice. Ce îi dau? Căldura. Căldura QP. Și atunci randamentul se poate scrie, dacă în loc de lucru mecanic scriu această diferență, QP minus modul din căldura cedată supra QP, adică în final, randamentul este 1 minus modul din căldura cedată supra căldura primită. Și din această relație rezultă, evident, că randamentul este întotdeauna mai mic decât 1, adică mai mic decât 100%, dacă ne gândim la procentaje. Randamentul, deci, nu poate fi 100%, dar în final vreau să vă spun că există o limită pentru această valoare a randamentului. Și cel care a răspuns pentru prima dată la întrebarea cât poate totuși să fie randamentul unei mașini termice și de cine depinde acest randament, a fost inginerul și fizicianul Sadi Carnot, care din păcate a murit la o vârstă fragedă, la 36 de ani, din cauza unei epidemii de holeră. Poate că unii vor fi surprinși acum să afle că existau epidemii și pe vremea când Bill Gates nu trăia, dar uite că existau. Și Sadi Carnot a găsit un ciclu termodinamic, un ciclu ideal termodinamic, pe care îl numim azi ciclul Carnot și care arată așa cum vedeți aici, despre care nu vom discuta azi, și care ne permite să calculăm cât poate să fie randamentul unei mașini termice și de cine depinde limita acestui randament. Dar despre toate astea vom discuta cu altă ocazie.
La revedere!